Hei, bonjour! Hai că începem un nou daily vlog. E o zi însorită, e o zi frumoasă. Și o să mă dau cu acest glot. Ar fi bine să folosesc și oglinda, dar... Barul l-am numerit. Asta îmi place foarte mult la creionul ăsta de la Yves Rocher. Foarte fain. Ăsta eu l-am cumpărat. Spun asta pentru că mi-am propus anul acesta să fiu exagerat de transparentă în privința produselor cosmetice sau a oricărui produs pe care vi-l arăt aici. Pentru că așa îmi place și mie transparența și știți cum e? Ce mie îmi place, aia și fac și eu. Bun. Max este pe canapea. Dar mai este cineva pe canapea asta să vă arăt. Ia uitați-o. Domnișoara păzește coletul la care intenționez eu să fac unboxing. Așa. Deși este un an no buy pentru mine, pentru cosmetice, pentru mine. Restul familiei... Ia uitați-vă. S-a dus mai aproape de ea. Restul familiei are nevoie de cosmetice. Mai exact... deodorante și chestii de genul ăsta. La astea n-avem, ce să facem. Bun, o să fie și un unboxing farmec pentru că acolo stă coletul. Dar hai să vă povestesc așa puțin ce am mai făcut, ce mai vreau să vorbesc cu voi. Ia să mai reglez un pic camera asta. Bun. Da. În primul rând, mulțumesc pentru întrebările care deja au început să sosească. Nu știu ce face YouTube-ul, dar iar oprește comentariile când îl apucă pe el. Eu să știți că nu le opresc. Din punctul meu de vedere, puteți comentați ce vreți, inclusiv nașpa, că eu șterg doar comentariile alea care conțin cuvinte licențioase, cu P și cu F și cu... Așa, mă. Așa, în rest, nu. În rest, orice. Sau cineva care este extrem de caustic, care merge până în pânzele albe cu... Adică care ne strică zen, în rest, n-am, mă. N-am problemă. Hai să mai luăm puțin apă. Da, Max. Da, Max are senzația că eu vorbesc cu el. Ah. Tu ai impresia că eu vorbesc cu tine? Dă-te așa un pic, ca să te ducă mami un pic mai aproape de camera. Uite așa, un pic. Așa, stăm încă pe amândoi. Ia, hai, vie așa la mami aici sus. Așa, le povestim aici oamenilor ce facem noi. Da? El este foarte fericit. Este foarte fericit. Da, când mami stă undeva și vorbește pentru că el este convins că eu vorbesc cu el. Da. Așa e, bun. Apropo de asta, trebuie să-l laud pe Max. Max a luat în decurs de ce l-am pintat în trecut 2 ani, a luat deja 2 examene BH, cred, pentru behavior, așa, ceea ce, stați așa, se traduce prin faptul că el este un câine foarte docil, un câine care poate, care ascultă de comenzi, un câine cu care poți merge, hai sus, care poți merge în siguranță printre alți oameni, și care ascultă de comenzile stăpânului. Ceea ce este mare lucru. Da. Și am avut noroc că am dat peste un dresor extraordinar recomandat de Tami. Pe Tami s-ar putea să o mai știți de pe Instagram. Postează ea niște poze cu acei câini Terranova superb. Da. Și tot, spune și tu. Spune și tu cât ești de cuminte. Spune și tu cât ești de cuminte. Cum... Mergi oriunde cu mami. Numai că asta este chestia, că eu cu el dresat și cu cele două certificări pe care le are, adică am siguranța că ori, și așa este, oriunde mă duc el, el se comportă foarte ok, stă pe loc. Ne mai mergem cu el în tramvai, trebuie să-i punem botniță, bineînțeles, din prisma legislației care există, însă el în tramvai își ia poziția lângă noi și nu mișcă de acolo.
nu mișcă, adică îi se dă comanda și acolo stă. Da, asta așa ca idee. Ideea este că dacă toată lumea ar fi civilizată și ar dresa câinii să fie docil și așa, am putea și noi să fim ca ăștia din Franța, Elveția, nu știu ce, care intră cu câinele la magazin, cum am văzut în Paris, intrau cu coanele la Lafayette, câinii. Ce este într-adevăr problematic este atunci când câinele poate să aibă problemă digestivă atunci. Da. Asta este problematic aici, să pune un pic problema. Na, că dacă el are o problemă digestivă, exact dacă e deranjat la stomac, tu chiar dacă ai punguță la tine și toate alea, nu ai cum să strângi așa. Ideea este că cine este stăpân de câine vede, simte când se întâmplă chestia asta și știe să se ducă cu ele, că și n-am mai pățit cu Max să fie așa. Și ne ducem în cotloane de astea, avem în zona unde stăm niște cotloane, efectiv, unde poate să ducă să-și facă nevoile fără ca să fim pe traiectul oamenilor, pe unde merg oameni, pe unde merg pietonii. Dar astea vezi că sunt chestii pe care noi, în primul rând, trebuie să ne educăm. Și uite că ajung la educație și zilele astea am tot făcut live-uri pe TikTok. Au fost vreo două persoane dintre voi, dintre cei care mă urmăriți, care mi-au zis: Ana, ce se întâmplă pe TikTok? Deci au apărut o grămadă de oameni care recenzează parfumuri, dar care spun numai inepții. Și una dintre inepții, asta m-a făcut să râd cel mai mult, este că trebuie să cumperi parfumul și să-l lași la macerat. Ei, și asta m-a făcut să râd mult. Pentru că tu când ai cumpărat parfumul, este un produs finit. Tu nu mai ai cum să-l lași la macerat. Da? Macerarea este o etapă. Am cer scuze? Nina, am fost astăzi pe afară și mai frig și m-am iritat un pic. Macerarea este o etapă din proces de producție și asta încă știu eu la o simplă căutare pe Google. Da. Deci nu ai cum. Și multe alte lucruri. După ce am aflat chestia, am intrat și eu pe TikTok și am căutat după parfumuri, fragrance review, nu știu, și am căutat chestii spuse de oameni din România. Și într-adevăr e foarte mult content greșit, content care eu îl înțeleg, el să face din entuziasm. Faptul că tu ești pasionat de parfumuri e foarte mișto. E foarte mișto că ești pasionat de parfumuri. Măi, dar dă niște Google-uri, caută niște informații, du-te pe site-urile producătorilor mari, adică producătorii de materii și de soluții pentru industria parfumistică, spun să zic așa, Givaudan, Flair, nu știu, sunt reviste, cum e revista Eau Parfum din Franța, dar mult, adică bloguri de-astea serioase ale oamenilor care chiar, nu știu, adică să găsesc surse. Adică înainte de a arunca niște chestii pe un online, uită-te un pic înainte, știi? Uită-te un pic, caută. E un research de 20 de minute. Adică persoana care a spus că ia când cumpără parfumul ăsta la macerare, dacă ar fi intrat pe Google și căuta efectiv macerarea parfumurilor, așa dacă punea, afla că nu, tu nu ai cum acasă să faci, decât dacă eventual îți deschizi un laborator, îți faci un mini laborator acasă, cumperi materii prime, faci nu știu ce, că sunt oameni care fac și chestiile astea. Dar nu că ai cumpărat Dior Sauvage și l-ai lăsat la, că așa am auzit. Cumperi Dior Sauvage și lași la macerat și după două săptămâni mai bun. Cred că bieții parfumieri s-ar crăcăna de râs, bine, până la urmă știți cum e și pentru ei. Proști da mult, să înțelegeți ce vreau să zic. Adică important este că noi ne vindem parfumuri, nu mai contează că ce consideri. Lasă să-și facă oamenii vise, că macerează ei acasă. Că... Da. Da, și legat acum, cum tot mai șterg la nas și mai tușesc, eu mă simt foarte bine. Singura chestie că, fiindcă a fost o viroză mai puternică,
Mi-a explicat și mie, doamna doctor de familie, ceea ce mi-a explicat și când era copilul mai mic. Se instalează un fel de tuse și de reacție reziduală a corpului, adică încă mai are de eliminat resturi secreții cu, na, cu toate mizeriile, să spunem așa, care s-au adunat în timp. Da, pentru că aproape viroza mea a dus la 20 de zile. Ce faci, Max? Mă, văd, voi sunteți amândoi foarte curioși de acest colet. Hai, mamă, să mergem o dată la acest colet, că nu se mai poate, stați să dau mai jos. Așa, nu se mai poate. Deci eu tot stau acolo liniștită, ăștia amândoi sunt ca la refăcolet. Mamă, nu sunt bobiți aici. Este detergent, jur, vă arăt imediat. Da, deci asta am făcut comandă la Farmec. Apropo, Farmec nu mai vrea să mai colaboreze cu mine. Mi-au spus că nu sunt suficient, n-am cifrele suficient de mari. Da, din punctul meu de vedere, cifrele care sunt cu adevărat, eu le-am foarte mari. Și anume, sunt prezentă în online-ul ăsta din 2012. Fac încă blog. Și să-mi fie iertată această, cum se cheamă, remarcă. Dar a face blog înseamnă muncă de research înainte, înseamnă scris, înseamnă corectat, adică e un pic mai și un pic mai cultă treaba așa. Acum înțeleg și chestia asta, că pe Farmec nu-l interesează cât de cultă sunt eu și cât de pregătit așa, îl interesează să am cifre mari și să vină vânzări de acolo. Acum, pe de altă parte, eu știu o grămadă de lume care mi-a scris: Ana, am luat produsul X din cauza ta de la Farmec, și văd asta pentru că încă afiliere fac cu ei. Da? Afiliere e ceva matematic, e printr-o agenție care se ocupă de asta, nu e ca și... Adică afiliere poți să faci și tu, care mă urmărești acum. Deschizi o pagină de Facebook, aplici la tu performance sau așa și faci tu afiliere, adică nu e ca și cum... Pentru afiliere nu trebuie să fii vreo inteligență. Poți să faci afiliere de asta, PPC, cum vine, mai tehnic. Da, deci așa mi s-a răspuns acum 2 ani, cred că noul PR de la Farmec mi-a spus că eu nu mai sunt relevantă pentru că sunt un, cred că, un nano-influencer sau un micro-influencer, nu știu ce mi-a zis. Ideea este că i-am spus așa, am totuși o expertiză și o experiență și chiar dacă publicul meu este mai micuț, este de calitate. Adică... Și am zis că, din punctul meu de vedere, Farmec și-ar permite să aibă și oameni pe zona de calitate, nu doar pe zona de cifre foarte mari. Dar, în fine, asta așa, ca fapt divers, ca să vedeți care e faza asta cu numerele, cu lucrurile astea, așa. Bun. Factura nu vă arăt. Că vedeți adresa și nu mă trezesc cu vreun nebun, că mi-aruncă așa, 114,5 lei. Bun. Deci ăștia stau aici, deci uitați-vă rog frumos, unul în spate mă păzește Max și Panda este aici. Nu de alta, dar să nu cumva să plec cu coletul. Ei ca de obicei pun mostre. Aici am o mostră din gel de spălare corp și păr pentru copii, gel vital cremă contur ochi și crema lor hidratantă de nasă vital cu colagen. Bun, astea sunt mostrele. Ca de obicei pufuri. Așa, ce iau eu, pentru că băieților mei le plac foarte mult deodorantele de la Farmec, Gerovital, exact, și am luat și ăsta. Și ăsta e favoritul fiul meu, Total Control, și am luat două, să fie. Da, fiul meu de acum este... să știți că este mult mai bărbat decât mulți bărbați cu o cifră... mai grăsană în față. El la 13 ani este mai bărbat decât din foarte multe puncte de vedere și îl apreciez foarte mult. Nu că e al meu, dar evoluează bine. Adică eu consider așa că ce obțin în cazul băieților, în cazul fetelor, nu știu ce să spun, dar cred că e valabil și în cazul fetelor. Eu, ca mamă de băiat, îmi doresc foarte mult ca băiatul meu să fie foarte independent și să nu fie după curul măsă. Mai exact. Să aibă independența lui, să aibă putere, să aibă forță.
normal să aibă și momentele când vin, bă, mamă, nu știu, aș vrea și eu să mănânc ceva sau nu, uite, sunt supărat că nu știu ce, adică asta îmi place foarte mult, dar nu lucruri pe care eu una le-am trăit pe la 20 ceva de ani cu băieți care n-au fost înțărcați pe la 20 de ani, ca să ne înțelegem. Și ca să râdeți, să mă luăm o gură de apă, fetelor, zic. Băieți care când se supărau foarte tare pe mine, spuneau, mă duc acasă la mamă. Sau alți băieți care... Deci asta a fost cea mai tare. Vorbisem la un moment dat cu un tip, să ne vedem într-o seară la mine după serviciu, amândoi, corporatiști. Fiecare cu mașina lui, cu viața lui, cu salariul lui, bine de tot, amândoi, știi? Și vorbesc cu el să vină seara aia. Ar fi fost a doua noastră întâlnire mai amoroasă, ca să o zic pe direct. Și la un moment dat mă sună, nu pot să vin. Care mama nevoie de mine? Să meargă la cumpărături e o chestie... zic, ok, adică mi se pare normal, ai o mamă și tu ai mașină, o duci cu mașina, na? O duci cu mașina, o duci. Bun. Asta se întâmpla pe la 6-7, să zicem. Ideea este că omul a ajuns la mine pe la ora 1, noaptea. Așa. Eu i-am zis direct, bă, spune-mi direct dacă te duci la alta sau dacă ai altă întâlnire, că eram așa, într-o fază în care nu eram hotărâți încă niciunul pe o relație, ne vedeam așa când și când. Nu, mi-a răspuns când a venit la unul, însă ok. S-a dus cu măsa la cumpărături, după aia mă sună, băi, mai întârzi puțin, pentru că am ajuns acasă și îmi face mama o supă. Ok, îi face mama o supă. Bun. La ora 1 când a ajuns, asta mi-a zis. Că eu am luat direct și am zis, bă, dacă vrei să te duci la altă, nu e ce fel de problemă. Eu, știi că am discutat de la început, eu nu vreau o relație, tu nu vrei relație. Vrem să ne vedem așa când și când, să ne rezolvăm problemele organice, în primul rând, și să avem și noi interacțiunea aia între bărbați și femei. Nu, că după ce mama mi-a făcut supa, m-a durut puțin capul și mi-a făcut o frecție. Și după aia m-a adormit și într-adevăr mi-l lăsea un pic asta. Să ne înțelegem, era un bărbat la 1,80 m și mult, făcuse și ceva sport de performanță, adică nu era, nu știu, cineva fragil, cineva, că mă, dacă l-aș fi știut, sau așa. Pe de altă parte, am zis și chestia asta, mi-am zis-o direct, băi, nu e niciun fel de problemă, zic, că nu vrei să vii, nu vrei să vii, doar îmi spui, nu că am dat, ce am adormit. Ok. A rămas peste noapte la mine, ne-am trezit dimineața, pe aia fiecare s-a dus la serviciu și așa departe. Dar eu nu am mai vrut să mă mai văd cu acea persoană, cred că înțelegeți de ce. Pentru că mi s-a părut, băi frate, tu la mult peste 20 de ani, încă îți face mama supă, îți face o frecție și după aia dormi. Adică, nu știu... Spuneți-mi voi, sincer, părerea voastră, adică eu nu genul ăsta de bărbat ar voia lângă mine, adică ok, nici să vină, da, dacă era, bă, dacă era răcit, dacă avea o viroză, spunea, băi, femeie, sunt cu viroză, nu pot, îmi curmuce, am temperatură, da, omule, stai acasă, n-am nicio treabă, dar nu să spui că mi-a făcut mama o supă, după aia m-a durut puțin capul și mi-a făcut mama o frecție și am adormit, pe aia la tine. Bănuiala mea a fost, bă, tu mai ai pe una și am zis-o direct, n-am niciun fel de problemă. Dar nu, pentru că, într-adevăr, mirosea un pic ca cremă de aia, nu știu cum se cheamă. Na. Hai că am ajuns seara să mai filmez ceva, pentru că... Te să închid televizorul, cred că vă flicare. Eu ascult muzică de asta de jazz în timp ce lucrez. Am scriam la un comunicat de presă și să dau un pic mai jos. În pauza de masă, în loc să mănânc, am fugit cu Nicoleta Stanciucă la Muzeul de Artă, colecțiile europene. Pentru că am zis, băi frate, mai trebuie să fac din când în câte o pauză și anul ăsta, trebuie să o zic și pe asta, ca să rămân aici consemnat. Deci, am hotărât. Nu voi mai munci sâmbăta și duminica. Ta-da!
Nu vei mai munce sâmbătă și duminica și nu voi mai munci mai mult de 8 ore pe zi. Jur. Desme. Jur pe pisicuța mea luată din Grecia, din Afitos. Deci, draga mea, îți jur pe eu de acum. Nu voi mai lucra decât doar 8, decât 8 ore. Decât nu voi mai munce. Doar 8 ore voi lucra. Atât. Pe zi. Dacă oamenii care au gândit legea muncii au zis, băi, un om trebuie să lucreze doar 8 ore pe zi, pe 8 ore, firea mea, mamă, zi, trebuie să lucreze. Atât. Nu mai mult, nu mai puțin. Da, pentru că anul trecut am făcut niște excese pe final de an și pe lângă faptul că m-a prins o viroză cum eu n-am mai avut de nu știu când, hai să vă spun tot, ca să vă zic tot din casă, în decembrie am făcut niște atacuri de panică foarte urâte care se manifestau după niște zile de alea în care lucram sau gen aveam câte o săptămână în care lucram de luni până duminică și luni seara, de exemplu, făceam atacuri de panică sau marți dimineața sau adică se vedea. Munceam ca nici nu știu cum să zic așa, pac, se vedea automat în felul în care mă simțeam. Și atunci am zis, bă, nu, gata, deci se fini, corpul mi-a dat semnal, îi mulțumesc corpului meu, sunt foarte recunoscătoare că mi-a dat aceste semnale, dar este cazul să-l și ascult. Pentru că dacă Dumnezeu și Universul și cine mi-a fi dat și părinții mei mi-au dat corpul ăsta atât de bun și care funcționează atât de bine, păi eu trebuie să-l respect. Da, și am zis, gata, sâmbătă și duminica nu se mai lucrează și nu mai lucrez mai mult de 8 ore pe zi. Da? Dacă știu, de exemplu, uite, mâine, de exemplu, am un eveniment pentru un client unde voi sta câteva ore. Asta înseamnă că mâine dimineața o să mă relaxez un pic, o să mănânc și eu un mic dejun ca un om așezat, frumos, o să stau, știi, o să citesc, o să... adică toate făcute, pentru că altfel eu am observat, nici randament nu dau, știi, și practic îmi dau cu stângul în drept, cam așa ar veni, asta ar fi o chestie. Da, și de-aia astăzi, în pauza de masă, deși eu cu Stănciuca aș fi avut chestii de muncă, pentru că noi și lucrăm împreună, noi avem un contract între noi și ar fi avut ce să lucrăm, dar am zis nu. Că oricum o luase la un moment dat, nu știu ce să mai... Și am zis, poftim, sunt în Muzeul de Artă al României, colecții europene. Ora asta cât stau aici, vreau să văd doar tablouri, vreau să văd doar asta, vreau să vorbim doar despre artă. Nimic altceva. Ca atare, eu i-am făcut ei niște poze, ne-am făcut un selfie la un moment dat, nici n-am filmat, nici nimic. Ea cred că totuși a filmat ceva. Am zis, nu, am venit, vreau să mă relaxez. Așa, și mi-a prins foarte bine, pentru că, uite, după aia am venit cu alte lani, altfel te simt. Da, și ăsta e mesajul pe care îl las aici ca dovadă, că dacă fac vreo prostie, mă întorc la el și mă uit și zic, uite ce ai zis. Da. Da, se întâmplă asta pentru că și numai mie, sunt convinsă cu o grămadă dintre cei care mă urmăriți, treceți prin chestia asta pentru că până la urmă să știți că totuși există o diferență între femei și bărbați la capitolul responsabilități și muncă. Noi ca femei, ce obțin majoritatea dintre noi, suntem destul de implicate și în partea de casă, și în partea de familie, și în partea de copii și apoi și serviciu. Și multe avem senzația că munca din casă și nu știu ce, e nimica. Aia e plăcută, într-adevăr, că muncești, adică faci curat în casă, îi faci mâncare copilului, îi faci cu el teme, nu știu ce, dar și aia te consumă. Și atunci, tu când te duci la... când muncești efectiv, muncești pentru bani, nu poți să faci și mai mult. Adică ai lucrat 8 ore, ok, dar tu dacă vrei să dai și mai mult, 10 ore, 12 ore, trebuie să jonglez cu niște chestii, adică efectiv mergi pe sârmă și nu e ok. Da, așa că, na, se... Și încă o dată, eu încă am o muncă ușoară, mulțumesc Dumnezeu, comparat față de, nu știu, oameni care lucrează în spital, oameni care lucrează în pompier, oameni care lucrează în, nu știu, în... Uite, mă gândesc la casierele de la Lidl sau de la Mega Image, care au muncă stresantă. Dai toate alea, să știi, pac, pac, toate butoanele. Oamenii care lucrează în depozit, oamenii care lucrează la frig, da? Mă gândesc de multe ori la oamenii care trebuie să lucreze în depozit, alea cu frig. Oamenii care fac curat pe stradă. Cred că am mai zis asta și într-un
ori într-un clip aici pe YouTube, ori în, pe TikTok, într-un live, eu am un enorm respect pentru oamenii de la salubritate, care fac curat pe stradă. Pentru că dacă nu ar fi ei, orașul în care stau eu ar fi, nu jegos, ar fi ultra jegos, pentru că îmi pare rău, dragi bucureșteni, și atenție, stau în sectorul 1, dar sunteți... Înțelegeți voi. Adică dacă tu stai într-un bloc și ai, așa s-a organizat, sunt tomberoanele în spatele blocului. Dacă tu, om, care lucrezi la birou sau unde lucrezi, te trezești dimineața la 8, cobori la mașină și tu lași punga de gunoi lângă stâlp, pentru mine ești un gunoi. Asta ești. Înțeleg dacă ești o femeie bătrână care are, nu știu, doare spate, nu știu ce. Da, aia poate săraca nu are. Deși culmea, că mă uit la oamenii bătrâni de la mine prin cartier, că ei se duc până la ghină. Dar tu, om la 30, la 20, 30, 40, 50 de ani, ești în câmpul muncii, te duci, cobori dimineața la mașină sau la metrou sau la așa, și tu ieși cu punga și o lași lângă un stâlp? Nu, ești un gunoi, pare foarte rău. Chiar dacă tu ești la costum și nu știu ce. Am văzut asta, dar am văzut chestia asta, m-a obținut, pentru că nu am de unde să știu peste ce individ dau, îmi dă una peste ochi, da, și se întâmplă alte lucruri și nu vreau să creez scandal. Dar am transmis către administrator de bloc și nu știu ce, adică anumite lucruri le-am făcut când am mai observat pe cineva. Nu e normal să faci așa ceva. Nu e normal. Și numai asta mai văd, iertați-mă. Eu am o mare apreciere, la fel și pentru adolescenți. Și știu că se confruntă cu multe probleme de astăzi. Mă uitam, eu am școala lângă mine, erau într-o dimineață două fete, frumoase, îmbrăcate frumos. Adică se vedea că părinții s-au preocupat să le îmbrace frumos și ele s-au preocupat. Fiecare venea, una avea în mână o sacoșică, ceva de maro de ăsta, una avea un pahar de laca de cafea de la Starbucks și cealaltă la fel. Și așa. Mă și le văd. S-au uitat în dreapta, s-au uitat în stânga, au pus punga jos și asta cum se cheamă, păhărelele, între două mașini parcate, eu le vedeam, culmea chiar și încă mașina noastră. Dar conta. Și pe aia au luat-o la fugă către școală. În condițiile în care am parcarea în față. De la un loc unde au lăsat ele și până la un coș de gunoi, sunt exact 40 de metri. 40 de metri și e un coș mare, verde, care se vede departe. Păi tu degeaba ești frumoasă, ești deșteaptă, mama ți-a luat haine, ai Adidas de asta, dacă tu... Nu, pentru mine la fel, ești un gunoi. Iartă-mă, dar ești un gunoi. Și de-aia eu am un respect foarte mare și chiar am mai vorbit cu oameni de pe la salubritate, că și ei se miră. Sunt tineri care efectiv, deci merg pe stradă cu o sticlă, cu, nu știu, un sandwich, o napolitană și deși sunt atâtea coșuri de gunoi, aruncă jos. Cum poți să arunci jos? Cum poți să arunci jos? Adică nu, de asta am foarte multe, de asta zic, legat de meserii, eu pe oamenii ăștia admir care fac curat în București, nu pentru munca în sine, care este într-adevăr foarte solicitantă, pentru nervii pe care trebuie să-i ai. Să mergi pe stradă, să vezi câte o domniță dintre asta sau un domnicel dintre ăsta, că își lasă gunoiul și tu să nu poți să-i spui nimic. Pentru că am vorbit cu eu aici, o doamnă care mă trupe aici prin zonă și îmi spunea, doamnă, zice, am încercat toată să-i spun, dar mi-a zis, auzi, nu pot să predau, ea săraca a spus-o. Și zice, mi-am văzut, doamnă, de treaba mea, ce era să fac? Că ea era doamnă, nimic nu. Zic, dumneavoastră sunteți doamnă, ea era o ciufi. Da? Așa că pentru oamenii ăștia chiar am toată admirația. Și la 30 de grade, și la 40 de grade, a fost în București în vară, ei au strâns gunoaiele. Și când este frig, la fel. Așa că, nu, munca mea este ok. Eu pot să stau la birou, calculator. Dar e vorba, mă solicită nervos. Da. Dar a prins foarte bine astăzi ieșirea la Muzeul de Artă. M-am bucurat să o văd și pe Nicoleta. Și am promis că mai ieșim, mai facem ieșiri de asta. Adică gen pauza de masă. În loc să mâncăm, o oră a fost la Muzeul de Artă, ceea ce o recomand și vouă. A venit Coco acasă și m-a coafat. Azi este 1 februarie și sunt
Știu că fața mea nu exprimă tot, dar sunt foarte fericită că deschidem Maison Olfactiv în București. Sunt foarte fericită că sunt co-organizator al evenimentului. Adică fac și o bucățică acolo și da, fac parte din echipa Maison Olfactiv. Și mă bucur foarte mult de chestia asta. Nu știu dacă o să am timp fizic să filmez la eveniment. Am și o listă de invitați pe care aștept. Vreau să vă spun doar atât că formatul ăsta de parfumuri mini la 100 și ceva de lei, ăsta este 138 de lei. Vorba prietenului meu, Florin, este pomană. O să vedeți că sunt o grămadă de parfumele, adică toate parfumurile Maison Olfactiv sunt acum în format travel size pe site, cu prețuri 110, 100, undeva pe acolo, 110, 130, 138 ăsta, că ăsta într-adevăr este din Le Supreme. E cred că momentul ăla, știi, când trebuie să dăm cezarului cam ce al cezarului. Sincer, nu mă așteptam ca Ioana să fie atât de talentată în a crea parfumuri până la urmă. Adulter îmi place foarte mult, Santrigold mi-a plăcut și mai mult. Money Can't Buy Love The Crush este al parfum, că mă uit acolo că l-am. Și mai am ceva, stai să mai trebuie să vă arăt ceva. Ieri mi-a venit și uleiul de corp, untul de corp Adulter, cu care m-am tot mânjit. Nu, serios, adică... Știți că de multe ori vă spuneam că așteptam să apară o nouă casă, un nou nume de parfumuri de care să spun, bă, așa ceva nu a mai fost. Adică e complet nou, este... și calitativ și tot ce vreți. Doamne. Și o seară m-am dat și acum. Deci nu mai. Gata. Trebuie să mă opresc. Și mă așteaptă o după amiază foarte plină în care voi sta foarte mult în picioare, dar o să fie bine, pentru că e un lucru mult prea frumos. Brandul Maison Olfactiv ceva mai frumos, și anume Valeria, Dani, Flavius, Cora, Mariana, Maria, Liliana, Adrian, Mara, Francesca, și care are o asistentă și trebuie să taie pe cineva de la mijloc. Și bun, continuăm cu următoarea colecție. Bun, superb. M-am lipit de geam, să știți, pentru că mai am foarte puțină lumină naturală și gata, se duce. Cred că e, aoleu, e 5, da, deci... 5 în februarie să filmez, este fix ce trebuie. Bun, mă mișc repejor pentru că doar așa vreau să vă arăt cum a arătat goodie bag-ul de la Maison Olfactiv. În primul rând vreau să vă arăt cum arată punga, care este extraordinar de frumoasă. Eu o să o păstrez, să merg ori la cumpărături cu ea, cam în shopping go aici aproape la care o mai duc, și o țin la fel când ies afară să mai dau mâncare la pisici, că de obicei am nevoie de o sacoșică frumoasă și îmi place să fiu cochet, adică i-am ieșit și cu sacoșică de gherlanj, din care mi-am pus pliculețele de... Da, uite așa. Bun. Și am avut aici următoarele lucruri. În primul rând, mapele acestea, la unii au fost mai mari, la unii au fost mai mici, comunicate de presă, pe care l-am scris și care sunt tare mândă, adică l-a scris Cora întâi de la Maison Olfactiv. Un suflet extraordinar. Cei care sunteți clienți IMAR o știți pe Cora, pentru că ea răspunde la mesajele clienților, și este un om care emană efectiv bunătate, adică în jurul ei este un nor de bunătate. Ei, ea a făcut draftul și ăla mai a aranjat și împreună suntem mândre și mulțumite de munca noastră. Cora, dacă cumva ai timp să te uiți, pentru că Cora face foarte multe lucruri în echipa Maison Olfactiv și IMAR și așa, e un om, genul de om pe care dacă l-ai găsit, trebuie să-l ții. Bun. Omnigatul de presă, aici un o chestie foarte frumos, o cartolină de mulțumire din partea Ioanei Marinescu pentru toți cei care au fost la eveniment. Și apoi, cam toată lumea a primit un parfumel de 10 ml. Eu cred că am numerit tot Eccentric. Eccentric Gold. Eu sunt cu Eccentric în francez. Da, eu tot... unul de ăsta... Știu cât de mult îmi place. De ce? Pentru că mai am un... tot Eccentric Gold.
eccentric gold. Așa. Bun. Ce-am mai nimerit eu, asta cu care m-am dat aseară, când am și desfăcut, e un fel de ulei, se cheamă colagen. Deci o să aprind acum o lumină și o să se vadă super prost pe galben, dar n-am ce să fac. n-am ce să fac. Bun. Din noua gamă Beauty Seutic. Și aici mai am, cred că tot un, cred că e tot The Oil, Fundamental Formula. O să vă povestesc cu altă, da, și asta. O să vă povestesc cu altă ocazie, pentru că e păcat să vă povestesc aici pe scurt. Cert este, intrați, o să vă las link în descriere și către site-ul Beauty Seutic, pentru că o să vedeți, el a fost prima dată lansat în UK, unde a fost primit destul de bine, pentru că acolo consumatorii vor chestii așa un pic mai out of the box, mai high-end, ultra high-end, așa. Bun, asta e, cum se cheamă, goodie bag-ul de la Maison Olfactive. Eu am luat, cum se spune, ce a rămas la sfârșit, și l-am luat efectiv pentru exemplificare. au fost invitați care au avut o mapă un pic mai mare, parcă cred că și un pix, nu mai știu. În fine, cert este că toată lumea care a fost la eveniment a plecat cu un cadou chiar drăguț din partea Maison Olfactive, indiferent că erau clienți, indiferent că erau presă, invitați din tot felul de zonă, VIP, vedete, persoane publice și mai departe. Ce vreau eu să vă mai arăt aici, pentru că am început să folosesc Milkishu. Stați așa, că mai e o chestie. Eu la un moment dat tot am avut coduri de reducere la Maison și la Maison Olfactive. La Maison Olfactive nu o să mai fie, pentru că se vor mai întâmpla niște evenimente acolo unde o să am un cod special. De asemenea, oamenii care comandă la Imar și la Maison Olfactive primesc un card de fidelitate în baza care au mai multe avantaje și este firesc să beneficieze de acele avantaje. La un moment dat, când o să mai apară codul, o să vă povestesc de el. Dar Ceramide Honey Body Balm de la Milkish este confortul absolut pentru piele, dacă pot să spun așa. Înainte de acesta, consideram confortul absolut pentru piele Atoderm de la Bioderma. După ce l-am folosit pe acesta, clar rămâne cu acesta. Și mai am aici... am revenit la Morning Beauty. Dacă vă uitați într-un clip mai înainte, l-am avut, la un moment dat l-am cedat mamei, într-o perioadă mai dificilă, când ea avea niște produse care să-i facă așa și dea și o stare de bine și i-am cedat Morning Beauty. În fine, mai am aici produse, dar vreau să le fac la un moment dat așa un material mai... cu prezentare aici pe YouTube mai detaliată decât doar să vi le arăt, să le enumăr, să le spun că abia am început să le folosesc. Da, mă uitam pe aici dacă mai am ceva. Cam atât în materie de unboxing, de chestii, de așa mai departe. Și acum vreau să vă spun așa câteva impresii ca să închid acest vlog, de-aia fac închiderea. Nu am reușit ieri să filmez de la eveniment, decât o să vedeți înainte de bucățica asta, ați văzut câteva cadre filmate pe vertical ce am putut să filmez cu telefonul. Deși am fost mai multe persoane, n-am fost singur, au fost mai multe persoane care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment. Faptul că au fost, cred că, peste 100 de persoane în total. Și la un asemenea eveniment, un PR, cum sunt eu și sunt și alții, trebuie să ne ocupăm fiecare de invitații lui, să ne asigurăm că se simte bine, că cunoaște brandul, că are, cum se spune, are cea mai bună comunicare. Deși pe alocuri eu am simțit că nu am stat destul de mult cu fiecare și chiar în special fetelor care mai sunt pe aici pe YouTube, pe online, care au venit, le mulțumesc o dată foarte mult și pare foarte rău că nu am putut să stau atât cât mi-am dorit. Însă, deși inițial am zis, eu am 30 de invitați, pa, floare la ureche, nu a fost așa, pentru că cu 30 de oameni doar să te salut, să schimb câteva cuvinte și așa, pentru că așa este normal, consumă. Da, a fost un pic de vâzoleală, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult atmosfera și ce am văzut e că, băi, parfumurile efectiv magnetizau pe toată lumea. Deci în momentul în care lumea încerca parfumurile, parcă se, nu știu, parcă toată lumea
se înțelegea, aveau dialog, vorbeau între ele, da, uite și asta, și asta, asta mi-a plăcut, asta mi-a plăcut foarte mult. Bun, evident ca la orice eveniment sunt plusuri și minusuri, nu, exact cum am zis eu, eu nu m-am simțit ok pentru că n-am, adică nu m-am simțit ok din perspectiva că n-am putut să stau de vorbă cât mi-am dorit și cât poate ar fi trebuit să stau cu fiecare invitat. Adică detalii de acest gen, sunt convinsă, tot timpul este loc de mai bine, dar pentru un brand românesc care se susține singur, care unde există o femeie care muncește dimineața până seara cu o echipă micuță, consider că este mare lucru și o înțeleg foarte bine pe Ioana, adică nu ai cum să fii Wonder Woman. N-ai cum să le faci efectiv pe toate, deși mi se pare că ea câteodată se duce un pic spre zona aia, adică să faci și laborator, să te ocupi și de magazin, să te ocupi și de partea de plăți și de partea de tot, adică asta înseamnă antreprenor, că când auzim fonfleurile astea, că iar mă întorc, când auzim fonfleurile astea, vai, eu am început o afacere și dimineața mă duc la sală, după amiaza mă duc la unghii, păi, bun, și când muncești, iartă-mă, spune și mie când muncești, adică, și nu numai Ioana, cunosc o grămadă de femei care muncesc foarte mult, au propriile lor afaceri, și efectiv nu, uneori nu au timp, adică trebuie să-și ia concediu, trebuie să-și ia liber, să își aloce o persoană care să asigure funcționarea firmei în lipsa lor, ca să poată să ducă, nu știu, un weekend la munte sau chiar pentru o banală, nu știu, sesiune de masaj sau lucruri de genul ăsta. Deci chiar nu e un alint. Și îți dai seama uitându-te la fața acestor femei, la mâinile lor, pentru că efectiv se vede pe ele munca, știi? Nu au puține reușesc să aibă și așa relaxare și detașare, da. Te detașezi așa un pic, știi, că emoțional înțelegi că e doar muncă, dar consumul fizic n-ai cum să-l dai la o parte. Asta am resimțit, de exemplu, eu aseară am picat. Am reușit să mă demachiez, într-adevăr. Am făcut așa un semi-duș, dacă pot să-i spun, nici nu știu cum să-i spun. Adică, efectiv, m-am salat la sub braț, ca să o zic dreaptă, și m-am pus în pat. Adică nu mai eram în stare de nimic. Da? Și după aia, ca să râdeți, m-am trezit pe la 4 dimineața și am făcut un duș și m-am culcat la loc. Da, pentru că la mine chestia... nu pot să dorm ca lumea dacă nu mă spăl complet așa, să fac un duș, să simt ca lumea, că m-am săpunit, că m-am, așa, că m-am dat cu crema, apoi n-a fost suficient. Da, ce să vă mai povestesc, O să mai întâmple acolo la Maison Olfactiv chestii, doar o să vă țin la curent. În altă ordine de idei, facem și întâlnirea Parfum ET, adică parfum și ceai, și m-am hotărât, o să fie în ultima zi din februarie. Da, pentru că să mă uit odată în calendar, îmi cer scuze. De fapt, nu-mi cer scuze, asta e realitatea, credeți-mă, am pe calendar, mi-am pus inclusiv, vă citesc imediat. Și pot să vă și arăt că n-am nicio chestie. 5. Nu vă arăt că deasupra mai sunt două chestii foarte personale și una de business. Mi-am scris așa, de programat masaj la Raluca pentru marți. Trebuie neapărat să ajung la masaj pentru că mă doare foarte tare spatele în ultima vreme. Adică mă doare spatele, nu foarte tare, că pot să, dar nu e în ritmul meu. Da, cam la modul ăsta. Vreau să mă uit, Parfum ET, da, este bine pentru că pe 28 seara am un eveniment, pe 29, deci pe 29 februarie seara, vă spun de pe acum, ne vedem la camera din față, tot așa o să anunț eu ca cei care sunt din București, care chiar pot veni să-mi confirme, pentru că acolo este spațiu foarte restrâns la camera din față și trebuie să-i anunț cu o zi înainte exact dacă iau o masă sau două sau trei. Evident, fiecare își plătește consumația, fiecare ne plătim consumația, ceea ce bem, ceea ce mâncăm. Un ceai și o apă, un ceai este undeva în jur de 20 de lei, cred.
o cafea tot pe acolo, adică cam pe acolo se învârt prețurile. Și tot așa încerc să vin cu niște cadouri pentru voi, pentru cei care vor veni la această întâlnire. Nu știu dacă pentru toți o să am, nu știu dacă o să facem acolo o tombolă pe loc. Nu știu să vă spun mai multe. Da, deci asta va fi pe 29 februarie. Dacă nu, o să vă aduc măcar să mai încercați din parfumurile de la Maison Olfactiv. Da, mă uitam eu pe aici ce mi-am mai notat, ce mi-am mai notat. Bun. Mai vreau să vă spun ceva, de multe ori când mai stau și mai lucrez sau cum a fost, de exemplu, a fost ieșirea la muzeu sau mă mai plimb sau mă trezesc dimineața și mă gândesc așa la lucruri, am început să mă trezesc dimineața și să meditez, să vedem cât îmi iese. Bă, deocamdată îmi iese, văd că cere, îmi cere efectiv corpul, îmi cere mentalul, ca să spun așa. După ce termin, mai vin idei. Mă, dacă o să filmez pe YouTube, vreau să pun asta sau vreau să povestesc despre asta. Nu-mi iese întotdeauna, dar în fine. Asta e viața. Bun, ăsta a fost clipul. Mai lăsați-mi întrebări. Nu știu ce face YouTube. Ba mi închide comentariile, ba mi le las așa. Mai lăsați-mi întrebări ca să pot să fac clipul de tip Q&A. Și urmăriți pe Facebook în special, dar și pe Instagram am să pun despre întâlnirea asta de pe 29 februarie, Parfum et Thé, parfum și ceai. Parfum et Thé. În fine. Care va fi pe 29 și cine este din București, chiar vreau să se gândească sigur și să-mi dea o confirmare fermă. Ca să știu exact, v-am zis, cum mă organizez. Bun. Să aveți, ce să vă mai zic, că nu știu când o să pun clipul ăsta, nu știu când am să-l urc. Ce să vă zic, să aveți așa o lună februarie, pentru că gata începe februarie. Așa, în primul rând cu dragoste față de voi, pentru că de acolo pleacă totul.